dragi ascultători, creștini și necreștini, oameni de o cultură înaltă, oameni de diferite specialități, profesie, mă adresez către voi cu un cuvânt de în seara aceasta care va fi mult de folos și de mult trebuia să vorbesc, dar astăzi a sosit vremea pentru lucrul acesta toți întreabă și pun întrebarea, mai ales creștinii și pun și creștini întrebarea ca să-i vadă ce spun creștinii. De ce biserica nu-i repite? Reți asta întrebare o pun creștini și necreștini. Ei ar trebui să răspundem la această întrebare conform Bibliei, că ce repirea nu e așa un, un să zicem, o activitate de o clipire și la o secundă, la o frântură, s-a lucrat totul. Aici este problema că și Domnul Iisus a venit mai mult de 2000 de ani în urmă și a vestit lucrurile care vor fi și ce se vor întâmpla și cum o să decurgă viața pe planeta noastră și toate le-a explicat și toate se împlinesc. Și ne-a spus că întâi trebuie să vină credința. Credința a venit de la Domnul Iisus prin auzirea celor de atunci și ei au, trâm, și au vestit până în zilele noastre ca să auzim și noi. Și iată că a ajuns și la noi vestea mântuirii, a ajuns la noi învățătura Domnului Iisus Hristos, poruncii lui Dumnezeu, ce trebuie să facem, cum să ne comportăm ca să fim repiți, adică să ajungem înapoi de unde ne-am pornit. Că noi suntem aici străini, pribiați și călători, am venit din țara de sus, unde s-a dus Domnul Isus să ne pregătească un loc. Ei, asta e bine, e clar pentru toți că trebuie să fie credință care vine prin auzite. Și dacă ai așteptat credința, atunci tu trebuie să te pocăiești. Că mulți râd de cuvântul ăsta pocăit. Și uite la pocăitul ăla, uite la ăla. Doamne, ajută ca toate aceste 8 miliarde de pământ de populație să fie toți pocăiți. Pocăința înseamnă să te lepezi de rău, te lepezi de sine, să te întorci cu fața la Dumnezeu, să-ți plângi păcatele trecutul, să le mărturisești, să scapi de ele și mai mult să nu le practici. Asta este pocăința prea iubiților. O, că el nu dansează, el nu bea cu noi, nu fumează, nu se distrează. Nu! De ce? Că Domnul Iisus a spus, ieșiți de lume, din plăcerele lume, de plimbările lume, de în toate ce plăcut la lume, voi ieșiți. Că împărăția mea nu-i de jos, și de sus și voi toți sunteți de sus. Voi de acum nu mai sunteți firești, sunteți duhovnicești, dacă ați primit credința, ați ieșit de lume și ați făcut legământ cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt prin cufundarea în apă, apoi veți fi botizați cu Duhul Sfânt și cu foc, dar care doresc, care nu, treaba fiecăruia în parte. Și mereu duce o viață de creștină. Deja tu te deosebești nu după îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea e una, da, este un aspect exterior. Trebuie să fie și acesta la nivelul cuvenit. E adevărat. Dar te deosebești prin trăirea ta, prin vorbire, prin gândire, prin faptele tale, prin activitatea ta, prin mâncarea ce mănânci, prin mersul tău, prin atitudinea ta față de prieteni, de vecini, de rude, de tot ce este, ce te conjoară în jur, deodată se vede că ești o altă creatură. Da, la exterior se amene cu, cu lumea, dar la interior nu. Că tu interiorul schimbă și exteriorul și schimbă totul. Și tu ești o persoană deosebită. Devii parcă pentru ei o lumină. Ei se uită la tine ca la o lumină din întuneric și vreau să absoarbă ceva, să audă ceva, să le bine. Unii de mândrie să facă n au se întorc cu spatele, dar urechile aud, prind. Și cuvintele între în mintea lor, în inima lor, fie mai devreme sau mai târziu, trebuie să de erodă. Că n-a murit Domnul Iisus doar numai pentru 12 apostoli. Căci El a murit pentru toată lumea și a dat viața jertfit ca toți să avem mântuire, să avem parte de împărăție cerurilor. Iată, deci dacă este pocăință, se așteaptă și răpirea biserice. Și atunci biserica este la cer dusă, prea iubiților. Doar biserica e dusă de 2000 de ani. Toți care au murit în trup, sufletul lor și Duhul a plecat în Împărăția lui Dumnezeu. Cei ce au făcut voia lui Dumnezeu au intrat în Rai, cum a intrat și primul talhar de pe cruci, care a fost primul uh, suflet care a intrat în Rai la promisiunea Domnului Iisus Hristos. El s-a recunoscut vina, s-a mărturisit, l-a proslavit pe Domnul Iisus care împărăție și așa mai departe, lucrurile astea sunt cunoscute de voi și Domnul Iisus i-a spus că cu adevărat vei fi cu mine în Rai. Și iată, așa ce se cerești de la noi, o lepădare de sine. Lepădarea de sine asta este să te lași de mândrie, de îngânfare, de la să nu te lauze, să fii laudăros, să nu fii răpăreț, să nu fii lacom, zgârșit, bărfitor, judicător, clevetitor, barjugător și așa mai departe. Să fii un om cântărit, chipzuit, când să vorbești, când să taci, când să asculți. Și tot ce este bun strânge cum strângea și Ficioara Maria în inima ei tot ce era bun. Așa strângem și noi creștine ca să avem mai mult ulei în noi, să avem mai multă lumină. Și atunci lumea ne deosebește și mulți vor veni. Și mulți întreabă când unii spun că biserica va fi răpită înainte, în cazul cel mare, alții în timpul în cazul, alții după, alții la mijloc, că fiecare să-i spune parierile lor. Dar noi trebuie să vedem ce spune Biblia, că nu e așa după păreri, și mergem după cuvânt. Domnul Iisus face o afirmație destul de puternică. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi din cazul cel mare care vine să încerce toată lumea. Nu biserica, toată lumea. Dar dacă tu n-ai ieșit din lume, e clar că vei rămânea și vei fi încercat cu toată lumea. Și atunci e venit pe urmă la judecata finală. Înțelegeți problema lucrului acesta? El ne păzește și atunci dacă ar trebui biserica să fie martirizată din nou, chinuit, înseamnă că toți sfinții, începând cu sfința apostol, trebuie toți din cele adus jos, date trupurile ce le-au avut și tot satana să-i materizeze, să-i ispitească, să-i chinui. Nu, nu e așa ceva. Ei explicați, nu vă înșelați că mai am văzut și postări la unii, pun că sufletul și trupul e mormântat în mormânt. Sufletele nu se îngroapă în pământ, nu se mormântează, numai trupul se duce, sufletul meu la Dumnezeu, este dus de îngeri. Nu vă înșelați cu lucrurile acestea, că tulburați și pe voi și pe alții mai slab ca voi, și mă rog, nu e bine, că o să dați dare de seamă, o să răspundeți de fiecare cuvânt. Nu merge sufletul în pământ. De la Dumnezeu a venit și nu din pământ. Și la Dumnezeu se întoarce. Acum acolo se decide unde să o să așeze și ce o să facă și pe urmă, o să fie judicată totală, universală, despre ce ai vorbit altă dată. Dar acum vreau să vorbesc despre lucrul acesta. Și Domnul Isus a dat așa un fel de pilde. Apoi și în Apocalipsă a scris tot cu simboluri, cu pilde, cu toate acestea Că dacă ai fi scris concret data, numele, cine, împăratul, țară, care va fi și cum, ei în furia lor ar fi ars toate Bibliile, toate scripturile, toate uh, scrisorile ucenicilor sau toate acestea, epistole și așa mai N-a ajungea nimic la noi. Dar așa ei n-au înțeles că au ochi, dar nu văd, au urechi, n-aud, ei s-au uitat acolo, că ea o fiară din pământ, una din mare, aia ce nu e interesat pe despre fiară, bine că nu e despre ei. Ei, asta e ca să rămână lucrul în picioare. Domnul Iisus știi ce să vorbea, Duhul Sfânt descopere. Cei ce acceptă descoperirea Duhului Sfânt, cei ce nu acceptă, lor nu le descoperi nimic. Nu vă supărați, dar asta este adevărul. Și biserica, ea va fi rapidă, dar biserica e în cer de 2000 de ani. Aici a rămas o rămășiță. Și rămășița aceasta trebuie să iei pilde de la smochin, a spus Domnul Isus. Aici ei nu prea au înțeles că smochinul noi știm că asta e Izraelul și când el va muguri, se va începe lucrarea mare, mare pe pământul nostru. Și vedem că acesta smochin a mugurit la 14 mai 1948. Iată și a spus că aceasta, acesta neam sau generație care trăiește 70 de ani, cei tare 80, spune Biblia, nu vor muri toți până nu vor vedea răpirea. Așa că 70 de ani s-a împlinit în 2018, iar 80 în 2028. Iată, vedem perioada aceasta, din 18 până în 28, ar trebui să fie biserica răpită. Calendarul nu le-a dat, deci că dacă dădea de calendar, data, luna și tăte absolut de amănuntul, ei au schimbat vremurile, schimbat calendar, Iulian, Grigorian, tot ce vreau schimbat. Și Domnul Isus știe că îi vor face lucrurile acestea și de deci ce el a spus să nu luăm pildă nici din calendar, că odată 29 de zile are februarie, odată 28 și așa mai departe nu ne luăm după calendarul evreilor, că evreii au scos din calendar, dacă nu știți, vă spun acum așa, într-o fac o paranteză, au scos din calendar anii care au fost ei în suferință, adică anii care ei nu l-au slujit pe Dumnezeu, nu l-au recunoscut, s-au înghinat taiduri. Aceia i-au scos deci ei au altă numărătoare, dar asta e treaba lor. Noi mergem cu numărătoarea care a dat-o Dumnezeu de la Adam, plus, acum pentru răpire rămășiți mergem cu pilda de la Smokin. Și Biblia spune, 70 sau 80 de ani. Unii vor zice, dar stai un pic, uite, avem, una spunea că am socle de 89, altă zice că eu am socră de 100 de ani. Cum asta rămâne? Pe cum se întâlnește Biblia? Cum sunt cuvintele astea? Nu sunt adevărate. Vă dați seama? Parcă se face o tulburare, o neîncredere, o neînțelegere. Nu, nu. Dumnezeu spune că la vremea sfârșitului timpul se va scurta. Aici trebuie să fim atenți. Și timpul a început să se scurteze, mai scurt nu 24 de ore într-o zi și o noapte, dar să fie cu 5 minute mai puțin la anul, cu 10 și tot așa, până când noi am ajuns astăzi că avem 18 ore în loc de 24. Și acum calculează-i vârsta celui de 90 de ani, reișind din aceste calcule, cu tot știți că a calculat și vedeți câți ani are el. Și atunci veți da seama că nu i chiar așa cum credeți voi, dar e așa cum îi spune cuvântul Dumnezeu. De aceea trebuie să ne dăm seama de aceste lucruri bine prea iubiții mei. Așa că poți să ai pe, pe hârtie să îți împlinești 90 de ani, dar după calculi toate în vreme scurtate, poți fi vreo 75 de ani și nu mai mult. Ei, asta a aranjat Dumnezeu, fiindcă El a știut toate și așa le-a pus la să fie în numele Lui și îi mulțumim Lui și Domnului Isus pentru toate aceste lucruri și învățături de le dă nouă. De aceea noi ne iubim, iubim învățătura Domnului și ne hrănim cu ea, că e foarte bogată și foarte sănătoasă pentru sufletul nostru. Și iată că noi așteptăm, dar mai se spune într-un loc că și mirile zăbovește. Vedeți, la pilda cu cele 10 ficioare. Mirile zăbovește. Aici e problema că el poate să zăbăvească din 2018 până în 28, dar poate să se zăbăvească și după 28, dar poate să vină mâine, poi mâine, ca să de ajuns. De ce? Ca să mai vină la mântuire, să mai vină oameni la credință. Cei credincioși pe pământ să nu tacă, să trâmbițe, să vestească Evanghelia peste tot. Chiar și la pocăiți și că și pocăiți au nevoie să vestească Evanghelia și lor. Sigur, ca să întărească, să fie, pentru asta este părtășie frățească. Și vedeți că lucrurile acestea trebuie să le cunoaștem noi bine și ca să nu ne încurcăm să ne facem de râs în fața lumii. Așa că Domnul Iisus poate să vină în orice clipă, noi îl așteptăm. Eu am am auzit multe prorocii care s-au auzit și voi, mi le-a mic, eu n-am fost de față, dar după cum mi le-a mereu aud că tot sunt prorocii de amenințare. Domnul Isus nu a venit să ne judici, nici să ne amenințe. Așa că ar trebui să vă opriți cu amenințările aceste de prorocii. El, Tatăl, nu judică. el a dat judecata Fiului. Și eu a spus că eu tot nu judic. Vă judica cuvântul. Și fiecare om se judică pe el. Să meargă după Hristos sau să meargă pe lângă Hristos. Să o iei pe calea lui Hristos sau pe calea lumii. El se judică singur. Apoi mai strigă în prorocii, să fiți gata, pregătiți-vă. Ei bine, e tare frumoasă cuvinte. Îmi plac aia ce îmi spune să fiți gata, pregătiți-vă. Dar ar trebui să spunem noi cum să se pregătească, ce trebuie să pregătească. Uite, aici nu vrea să vorbească nimeni, toți stac eu apă în gură. Pregătește. Așa pot spune și oricine, și mor și on. de pe vârful dealului, pot spune, pregătiți-vă. Dar cum să te pregătești? Trebuie de spus clar ce, trebuie să, ce, ce, înseamnă pregătirea. Trebuie să fie lepădarea de sine prima dată, mărturisirea păcatului 2, curățirea inimii și a 3, având o inimă nouă de cane și o minte trează 4, apoi să uh, lași păcate să le mai faci, să nu fii lacom, să nu fii zgârcit, să nu pizmești, să nu te lauzi, să nu fii iubitor de bani, bani trebuie să ai în limită posibilități să trăiești, dar nu iubitori, că să tuturor relilor, să faci voia al Dumnezeu, să ajut sărace, fără părtinire. O, oh, că eu sunt pentecostal, n-ajut baptist, eu sunt ortodox, n-ajut catolici. Nu, nu, nu. Pe toți care îi vezi că ajută fără să-i judici. Nu te întoarci cu spatele când vezi un sărac cu cerșitul sau te faci că nu-l vezi sau te faci că te uiți cum zboară avioanele care nici nu sunt avioane în momentul acela. De aceea lucrurile acestea nu sunt bune, că și tu te arăți om fățarnic, așa că ești un fel de egoist creștin, așa să zicem. De aceea Domnul Iisus a spus, cine cere, dă-i, iubește-ți roagăte roagă pentru ei, pentru dușmanii tăi, iubește pe aproape tău ca pe tine însuși și tocmai este cuprind toată legea și învățătura Domnului Iisus Hristos. Atunci tu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu din toată inima, sufletul, cugetul, puterea ta, fiindcă tu dai dovadă de lucruri frumoase jos aici și pe pământ. Și când a venit Zeu, vă pleca. Noi avem plecat în cer milioane, dacă nu eu cred că miliarde de oameni, că, către populația populație a fost pe pământ de la Adam până acum, care au făcut voia al Dumnezeu. Ei nu prea au știut Biblia să citească de la Hristos în și nu toți au avut, dar au știut că trebuie să se să creadă, a știut că trebuie să pocaiască, trebuie, a știut să facă lepădarea de sine, a știut să margă pe urme Domnului Isus și ei au făcut voia lui Dumnezeu în limita cunoștinței lor și lor mai mult nu li s-a cerut. Dar în zilele noastre, când aveți toți Biblie și dacă o citiți, o răstălmăciți, că deși a răstălmăci în Biblie, au apărut atâtea secte și atâtea divizări și atâtea culte și așa mai departe, încât au ajuns la ceea cultul este onorat, despre Hristos se vorbește mai puțin, cel mai mult despre cult. De ce, prea iubiților, ar trebui să stăm, uite, în asta constă pregătirea. Ca să te pregătești. Să vezi ce mai ai tu la activul tău. Ce mai poți să dai din averea ta la săraci. Ce poți să mai dai din hainițele ta, din încălțămintea ta, din îmbrăcămintea ta, din hrana ta, din bănuțul tău. Să vezi ce poți să mai dai încă. Că nu știi ziua ta când vei fi chemat. Poate tu nu vei ajunge la răpire, vei fi chemată înainte de răpire. Așa că la copii. copiii. trebuie să le copiii lucrat lucra. Dumnezeu le poate de grijă la orfan și la văduie și plus de asta. Cei care de amus mature și se vor câștiga de toate. Nu trebuie să le iasă părinților averii. Ei atunci n-au ce face, devin un fel de egoiști, un fel de trânture. De ce? Dumnezeu a spus fiecare să muncească, să câștige doarea vieții, iar cei buni care fac voia Dumnezeu le va fi dat totul ca în somn. Așa că trebuie să ne gândim la toate lucrurile, zi, să luăm în ansamblu lucru. Și acum vedem că Dumnezeu încearcă poporul la urmă, vedem ce face natura, cât inundații, cu tremuri, izbucne de vulcani, foame tip, boli nevindicatoare, războaie, revoluții, răsturnări de guverne, lupte de a și creștine la demonstrații, și în toate lucrurile, unde nu este locul lor la cezar. Noi avem împăratul nostru care el ne-a pe noi și noi nu mai avem ce să mai îmblăm cu alte afaceri sau cu altceva. Nu ne jucăm la un juc cu lumea, ce mergem pe urme Domnului Iisus. Trăim o viață modestă, simplă, să vadă că noi nu avem, cum spune odată un creștin, că nu văd la voi cu obiecte de preț. Nu, unul dintre obiecte obiectul de preț este la noi Domnul Isus, Tatăl, Fiul și Împărăția Cerilor. Aici sunt obiectele noastre de preț, asta sunt frumusețea noastră, asta este desfătarea noastră, veselia noastră. Încolo vrem să mergem, încolo trebuie să ajungem. Dar dacă aici noi nu ne împăcăm unii cu alții, o denominație cu cealaltă, atunci cum vă încerci să ajungem împreună? Dar acolo, cum vei sta acolo, nu știu. De ce trebuie să aveți aici pace de plină? Începând în familie, pace, pace cu vecinii, la locul de muncă, în țară, în totul, totul, totul cu toți. Și faceți bine în limita posibilității la toți ei să faceți fără părtinire și fără judecată și grijă. Ok, eu nu-i dau ca ăsta e viețeu. Nu-i treaba ta. Dumnezeu să o dați viață, nu-i ce faci cu ea. Unii o duci și i faci și răspunde. Tu dai în numele lui Iisus. Dar poate Dumnezeu l-a pus să te încerce pe ea să-ți vadă dărnicia, să-ți vadă mila, bunătatea ta. Și ți-a răutatea, zgârcenia. Și atunci, iată, aia este elemente trebuie toate scoase și introduse elementele duhovnicești. Rugăciune, milă, iertare, binecuvântare, ajutorare, vizitare, vestirea Evangheliei, așa mai departe. Iată, aia asta ne trebuie nouă. Aici noi vedem lepădarea de sine, aici noi vedem că mergem pe urme Domnului Isus. aici vedem că noi suntem pregătiți. Nu pot merge eu la Evanghelie din unul motiv. Tu mergi, eu te susțin, te ajut cu rugăciune, cu post, cu un, un bănuț, cu o împărere de poate n-ai, sau îți dau o haină, poate nu, nu, îți trebuie că mergi unde sau așa unei parte. Suntem colaboratori, lucrăm toți împreună. Suntem într-o biserică, Biserica lui Hristos. Suntem în familia lui Dumnezeu, care El este Tatăl nostru. De ce, prea iubiților, biserica va fi rămășița care este, va fi repită în orice scurt timp. Da, Israelul va rămâne la cazul cel Mare ca să vadă că ei l-au respins pe Hristos și o să vadă ce primesc. Foarte mulți se interesează și întreabă și pun întrebări, dar nu știu dacă este are rost să... Eu nu vreau să răspund la aceste întrebări, că nu are rost. Să când vine Anticristul, când am o să faci a treilea templu, că o dus vacă roșie, vacă neagră, ce aveți voi cu vaca roșie, cu templu, cu Anticristul? Noi avem cu Hristos. Cu cine ai făcut de gământ? Cu templu, cu vaca roșie și cu Anticristul? E o rușine pentru creștini așa ceva. Noi, de la noastră, ne a spus, luăm pilde de la măslin, nu de la anticrist, la vaca roșie și la templu. Și noi luăm de la, de la de exemplu acesta și noi mergem înainte de la smotin luăm exemplu și vedem când el a mugurit și calculăm date care ne-a dat Domnul sus și vedem cum s-au micșorat zilele, toate astea s-au fixat din cosmos, că mulți de dar de nu știți că ziua e mai fără să știți nu vezi că e luni, miercuri, sâmbă, săptămâna nu, că e sculat oara 9, 11, 3 zile s-au dus, nu vezi cum zboară timpul. Dar problema este că niște caluguri de pe muntele Patmos au vrut să dovedească s-a scurtat timpul sau nu. Și ei citeau o rugăciune dimineața 30 de minute. Și acum, după atâția ani de zile, trebuie să citească în 40 de minute. Tot cu aceeași voce, cu aceeași viteză și așa mai departe. Ne mai trebuie 10 minute. Vedeți? S-a mai scurtat timpul. Așa că noi de astea le avem dovedite toate. Dar cine vrea poate să mai cerceteze, cine nu, rămâne la atât cât știe. Dar problema nu e în aceasta, problema e în aceea că noi Na, și, și apoi va fi venirea Domnului. Întâi va fi biserica răpită, întâlnirea pe nori, se spune. Vom trece printr-un nor ca fulzul și el deasupra ne așteaptă. Și apoi, după șapte ani de acasă suferință, vine Domnul Isus. Și atunci se vor vedea toți care l-au străpun și care l-au restihnit și toți și el va veni ca un fulg și l la apus. Atunci el va veni pe pământ, da, pe munte Sionului. Dar întâi el ia biserica rămășiță, care sunt vrednici de răpire, și îi duce acolo șapte ani de zile lasă pe pământ să meargă lucrarea așa cum vrea să facă anticristul ca să se mai aleagă în copar din credincioși care vor fi martirizați pentru cuvântul lui Dumnezeu văzând că au fost înșalați. Și aici și Israelul se va pocăi și vor vesti Evanghelie cei doi maslini, cei doi marturi care n-au gustat moartea vor veni pe pământ trupească și astea sunt lucrurile prea iubiților ca să le cunoașteți. De ce vă zic ca Domnul să bine cuvinteze? Și vreau să vă spun, țineți minte, când treci pe lângă un spital, când treci pe lângă un azil de bătrâni, când treci într un orfelinat de copii, pe o casă de invalizi, Pentru întoșeam oprește-te și fă trei rugăciuni. O rugăciune fă-o pentru acei bolnavi sărați, schilozi care sunt acolo. A doua rugăciune fă -o pentru cei ce îngrijesc și vindică și au grijă de ei acolo. Și a treia rugăciune fă-o pentru tine cu mulțumire când nu ești tu acolo, dar ești într-un loc mai bun. Domnul să vă ajute, să vă binecuvintează în veci. Amin.